Procurorii anticorupție au percheziționat astăzi casa și biroul șefei Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci. După percheziții, Antoci a rămas la muncă în biroul său. Aceasta nu a ieșit să discute cu jurnaliștii. Serviciul de presă Alani susține că șefa instituției nu are nicio calitate procesuală. Asta în timp ce procuratura a emis un comunicat în care menționează că Rodica Antoci este acuzată de depășirea atribuțiilor de serviciu și că în dosar este vizată și o altă angajată a ANI, a cărei funcție nu este precizată. Aceste fapte și circumstanțe, care îi se incriminează președintei autorității, dar și instituției, au fost verificate și în anii 2020 și 2021 de alte instituții de control, Curtea de Conturi și Agenția Supraveghere Tehnică, care au concluzionat că nu există încălcări. Purtătoarea de cuvânt a Autorității de Integritate susține că perchezițiile au la bază o scrisoare anonimă apărută anterior în spațiul public. Potrivit acestei scrisori, șefa ANI, Rodica Antoci, ar fi încheiat contracte ilegale din bani publici în valoare de aproape 1 milion de lei pentru reparația capitală a mașinii personale și a sediului ANI. În aceeași scrisoare se arată că Antoci ar fi promovat persoane fără aplicarea principiilor de meritocrație și profesionalism. Unele informații din scrisoarea anonimă se regăsesc în comunicatul emis de Procuratura Anticorupție. Responsabilii de la Procuratură menționează că șefa ANI împreună cu o altă angajată a instituției, prin acțiunile lor ar fi cauzat instituției un prejudiciu în valoare de 126.570 de lei. Cele două angajate de la ANI sunt cercetate pentru că ar fi achitat servicii în valoare de 29.570 de lei pentru lucrări de vopsire a automobilelor, deși contractul încheiat între ANI și agentul economic nu includea astfel de servicii. Într-un alt caz, aceleași persoane sunt cercetate pentru că în scurt timp după ce un agent economic contractat a efectuat reparații și a instalat uși la ANI, din motiv că nu le-a plăcut caracteristicile ușilor, au contractat un alt agent economic de la care au cumpărat alte 7 uși în valoare de 97.000 de lei. În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate telefoane, calculatoare, documente, agende și alte înscrisuri. Șefa ANI și angajata ANI vizată au primit citații pentru a se prezenta în data de 1 februarie la audieri în calitate de bănuite. Deși procuratura susține că Rodica Antoci are statut de bănuit, purtătorul de cuvânt al ANI spune că acesteia nu i-a fost atribuită vreo calitate procesuală și nici nu i-au fost aduse acuzații concrete. Tot ea ne-a spus că Antoci a colaborat cu procurorii și a pus la dispoziția acestora toate actele și documentele necesare. Purtătoarea de cuvânt a autorității susține că în spatele scrisorilor anonime apărute anterior în spațiul public ar sta funcționari publici și demnitari care nu își pot justifica averea. Antoci a preluat conducerea ANI în decembrie 2017.